În cursul săptămânii trecute, pompierii și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență au evacuat ciobanii și peste 1000 de oi de la patru stâni din lunca Prutului. Pentru că nu mai există pericol de inundații, animalele au fost readuse la stână, însă Prutul s-a umflat din nou și exista riscul ca animalele să fie luate de ape. În ultimele 24 de ore au fost emise două coduri de, de inundații, unul galben și unul portocaliu pentru râul Prut. Astfel s-a luat măsura preventivă de evacuare a celor patru stâni din lunga Prutului de pe raza localității Baranca Comuna Hudești. La ora 15, râul Prut măsura la Oroftiana 427 de centimetri, cu 75 de centimetri peste cota de atenție. Tendința este de scădere. La aceeași oră, la Rădăuț Prut, râul Prut măsura 408 cm, cu 118 cm peste cota de atenție. În acest caz, tendința este de creștere. Autoritățile monitorizează situația și se ia în calcul evacuarea a trei stâni de la Păltiniș, una de la Darabani, dar și o balastieră de la Darabani.